dreptate extraordinar de mult și care e legată de asemenea prin suflet de marele nostru patron. O invităm aici pe doamna Carmen Andronache, președinta Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, de la Rădăuț, o doamnă excepțională și directoarea liceului Eudoxiu Hurmuzache din Rădăuț. Stimată doamnă, vă rugăm, tot așa ca fiecare din noi, eu vorbesc mai mult ziua de astăzi. Dragi invitați, iubiți bucovineni, Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, înființată la Cernăuț în anul 1862. Deci, socotiți dumneavoastră cu câți ani în urmă, aduce o adâncă plecăciune celor care au înfăptuit minunea de astăzi. Nu doar că am venit cu o numeroasă delegație, nu doar că am venit cu daruri simbolice, nu doar că peste noapte, cum am putut, am stat și am lucrat acest septentrion împreună cu intelectualii din Bucovina, ca să putem veni cu el astăzi aici, pentru că pe această copertă scrie augurii, da? Inaugurarea Centrului Cultural Român din Cernăuț, 10 mai 2015. Aici ne-am pus gândurile noastre, mulți intelectuali de la București până la Rădăuț și toate satele învecinate. Așa că vă ofer această ofrandă a iubirii frățești și am să vă rog să dați voi să mă simt, sau să vă spun cum mă simt. Mă simt ca la o hirotonisire a unor fețe preoțești. Și îmi vine să spun, vrednic este! Vrednic. Pentru că fapta, oricâte vorbe am spune noi, nu poate fi apreciată la întreaga ei măsură. Deci vrednici sunt cei doi alcătuitori și întemeietori, așezători în matca firească a unei culturi care de altfel a curs, dar poate mai pe dedesubt. Acum, aici, va curge la lumină cultura românească și într-o echitate deplină și noi în România dăm drepturi fraților noștri ucrainieni. Dar Cernăuțul, în care s-au născut bunicii noștri, în care au trăit părinții noștri și au învățat carte, este și al nostru. Avem câteva daruri simbolice. O trăistuță mai mică pentru domnul Tărățanu, cu un vas și un ștergar în care să fie apă neîncepută cu care să-și spele ochii de toată truda asta și să poată face mai mult și mai departe. Pentru că e nevoie de un asemenea om cam basme, mic la stat, dar mare la fapt. Și apoi o traistă mai mare cu daruri pe care dumneavoastră le veți, numai așa scurt le veți interpreta, deci un fel de pașaport de identitate românească pentru dumneavoastră cei aflați aici, dar și pentru noi, ca să nu vă uităm. Și dacă astăzi este posibil să stăm aici în strada domnească și să vorbim așa, mulțumim și statului ucrainean, mulțumim și Europei la ale cărei uși bate și statul ucrainean și noi, ca frați mai mari, îi sprijinim și suntem oricum cu un pas în față și îi sprijinim, îi ajutăm, dar vrem ca de fiii națiunii române să aibă mare grijă de limba română, să aibă mare grijă și să nu se rușineze nimeni niciodată când pășește pe străzile străvechiului oraș întemeiat de Alexandru cel Bun. De Alexandru cel Bun! Să nu se rușineze nimeni de limba română și
română. Și atunci am să vă citesc ce cuprinde acest pașaport, așa cum știți că sunt aceste prevederi, nume și prenume. Român, spre Cernăuți călătoresc cu vechea harta patriei în sân și în inima cu tricolorul românesc. Cetățenie, slav aș fi fost de n-aș fi fost latin, latin aș fi de n-aș fi fost și dac, dar a ieșit să fiu român și eu cu soarta asta mă împac. Bravo. Data nașterii, cuvântul român a fost început, acolo este sfântul meu lut, ce-a fost cu ce este se cheamă, numele român este cu timpul de-o seamă. Locul nașterii, țara de unde vin călători, o țară de dor, nici furtunile din lume și nici propria uitare nu ne-au șters din suflet dorul, Bucovina ne mai doare. Religia, albastrul la care mă închin, este limba română tradusă în senin, rugile mele niciodată nu tac, la graniță de veghe stă rugăciunea unui dac. Traseul, de acasă spre acasă, unde am străbun și casă, de la Putna lui Ștefan spre Plaiul Cernăuțean și al lui Eminescu Boian. Scopul călătoriei, frații mei m-au invitat și nu, și nu la ceas s-au uitat, la Cernăuți de 10 mai, regal să sărbătorim, să închinăm românește o cană cu vin, în cinstea înălțării Institutului Cultural Român. Să scriem apoi românește pe ștergare și pe ei și pe inimi de români, ca pe atâtea veșnicii. Data eliberării pașaportului, anul de grație al nașterii poporului român. Titularul acestui pașaport călătorește însoțit de trecut, prezent și viitor. Și este aici, pe cete domnească a lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Iar în atenția titularului, două, trei prevederi și atât. Deci să nu acceptăm confiscarea numelui de român de nimeni niciodată. Să-l păstreze cu toată dragostea, să nu-l piardă ori să-l înstrăineze, să solicite ajutor oriunde s-ar afla dacă îi se încalcă dreptul de român și să completeze datele particulare unei rude și a unui prieten, care poate fi contactat în caz de urgență. Și noi am scris adresa noastră, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina și Institutul Bucovina. Să trăiți, să fiți sănătoși și acolo și aici suntem români. Și mai este ceva, o traistă cu minuni, asta veți da dumneavoastră, cui veți crede aceste pașapoarte? Aici este un album, dar trageți mai așa, un album din plaiul acesta minunat al lui Ștefan, Bucovina de altă dată, cu o dedicație și păcat ar fi să nu citim măcar parțial, deși știți cei din urmă, în fine, sunt mai aproape de suflet, îi lăsăm pe frații mai apropiați la urmă, dar nu-i uităm, așa că nu ne supărăm, dar trebuie să spunem ce am pregătit venind noi încoace. Frați români, sunt în viețile noastre, ca ei și ca umanitate, zile sărbători, care au, când au loc evenimente care ies din măsura comună, când se produce ceva deosebit sau hotărător. 10 mai 2015 este o astfel de zi, dar sărbătoarea nu există cu adevărat decât pentru cine este în stare, cum ziceam, vrednic este să o trăiască, pentru cine are destule resurse interioare ca sărbătoarea să-i umple sufletul de bucurie și să stea în picioare de dimineață și până putem sta și până țara, pentru că nu ne grăbim, degeaba să uite domnul Vasilică Tărțaru la ceas, asta e o zi lungă cu multe ore, dar toate le trăim cu bucurie, care te face să simți că e altă lumină în lume, că mult mai vii sunt culorile și mai limpezi contururile ei. Și mai este o bucurie, proprie oricărui suflet bine alcătuit, aceea priceperii și a puterii de a face bine și cu drag ceea ce faci. Bucuria lucrului bine făcut, de la piatra de temelie până la acoperiș, la înălțare. Înălțarea Centrului Cultural Român, Eudoxiu Hurmuzache, care leagă cu arcurile sale tricolore cerul senin de pământul străinat. Ați săvârșit o faptă mare, faptele sunt acelea prin care putem fi caracterizați ca vrednici, urmași ai înaintașilor noștri. Oameni ca voi, care știu să facă fapte mari și să se bucure și să ne bucure pe toți, fac lumea mai bună și mai frumoasă.
răspândind în jurul lor cu har, bucuria. Să vă dea Dumnezeu putere și sănătate, să țineți aprinsă și mai departe candela credinței și a conștiinței de neam și țară. Vă suntem alături în înălțarea rugii pentru cei despărțiți de istorie, dar uniți în același cuget și simțire strămoșească, cu bucurie, credință, nădejde, dragoste frățească, Societatea pentru Cultură și Literatură Română Bucovina, Institutul Bucovina. Ne înclinăm în fața dumneavoastră, a celor de aici, ne înclinăm în fața acestor mari făuritori, modești, care însă știu că Dumnezeu i-a ajutat să săvârșească minunea. Mai este ceva din partea filialei București, un document foarte vechi, o diplomă semnată de Eudoxie Hurmuzache, deci iată primită la Cernăuț, acum donație de la Biblioteca Academică de la București. Și e înălțător momentul pentru că nimeni n-a mai văzut. Și apoi mai avem și alte mici daruri, așa, și un ștergan ca să, nu numare de aici, să se lege cu ștergarul că e o nuntă românească, oameni buni, să trăiască! Dragii mei,